Bună ziua! Astăzi vom face o văcuță. Vom porni de la obișnuitul pătrat pe care îl realizăm dintr-o coală A4. Nu uităm să presăm foarte bine hârtia. Dacă nu ne descurcăm să rupem coala de hârtie, vom apela la o forfecuță. Dacă ne descurcăm, perfect! Sau apelăm la mame. Sau apelați la mame, nu-i așa? Da. Dacă nu avem forfecuță lângă noi. Dacă nu aveți forfecuță, e bună și asta. Deci mama e pe post de forfecuță, ați înțeles, da? Bun. Ce trebuie să facem noi? Pachetăm pătratul în așa fel încât să ne iasă un romb, un romb, un X, da? Bun. Aducem hârtia la forma de triunghi. Vom îndoi capul din dreapta până va ajunge pe latura din stânga, formând aici o linie paralelă cu cea de jos. Uitați. Bun. Luăm și latura din stânga și procedăm la fel cu ea. Bun. Desfacem și vom trasa, vom lăsa undeva la un centimetru, vedeți? Un centimetru în dreapta și un centimetru în stânga. După ce le-am pliat, vom îndoi bucățica de jos peste cornițe, fiindcă aici vor... când vom întoarce hârtiuța, ne vor ieși în cale cornițele. Întoarcem cu vârful spre noi. Aici încercăm să formăm un triunghi. Trebuie să se realizeze jos un vârf. Un vârf. Și încercăm să trecem cu hârtia cât mai drept. Da? În așa fel încât să avem această linie și cu aceasta paralele. Așa încercăm. Nu trebuie să ne și iasă neapărat. Noi încercăm. Bine? Uitați. Și astfel am realizat cornițele văcuței. Partea de jos o vom trage în sus pentru a nu ne incomoda. Și haideți să vedem cum vom realiza căpușorul. Am întors, precum ați văzut, am întors foița și avem cornițele. Iar aici trebuie să realizăm boticul văcuței. Vom îndoi o dată și vom mai îndoi o dată. Da? Și acum ne apucăm să desenăm. Ce vom desena? Năsucul. Năsucul știm că sunt așa două cerculețe. Da? Și ochișorii. Hai să facem niște ochișori. Până acum eu am făcut rotunzi. Dar hai să-i facem alungiți. Până acum eu am făcut rotunzi. Dar acum am zis să-i facem alungiți. Și să facem petele. Știm că fiecare pată, fiecare vacă, are petele sale deosebite. Da? Nu există două văcuțe cu același tip de pete. E, dacă vreți, același lucru
pe care îl întâlnim la fulgii de zăpadă sau la amprentele digitale ale omului. Da? Amprentele. Uitați așa. Am colorat văcuța noastră. I-am făcut petișoare. Da? Vă place? Mai avem o văcuță, ia uitați-o aici. Și una foarte amuzantă. Și avem și o făcuță amuzantă făcută de Eli. I-am spus noi că e văcuța curcubeu. Da? Și o mulțime de asta văcuțe. Asta e puiul. Nu, puiul e ăsta, uite-l. Avem și un puișor. Deci da? Asta e sora colorată. Deci, spor la treabă. Da? Vă mai așteptăm alături de noi. Nu uitați să vă abonați pe Comorile Elisabetei. Pa! La revedere! La revedere!